mandarină, o altă mandarină, mandarina Costin, de data aceasta. Bună dimineața, ai venit la noi. În sfârșit cum să... Între două mandarine, Andrei... Lasă-mă să dau mâna cu mandarina. Te rog frumos, mandarina, bine ai venit. Mulțumesc frumos. Nu vrea să mă lase deloc să stau de vorbă cu, cu invitata mea. Este vorba de Costin, mandarina Nicoleta, fotograf de modă, da? Da. Cred că, nu știu dacă am spus bine fotograf de modă, cred că ar trebui să spun artist fotograf, care are amator, care are în preocupări și această latură activității. Da. Da. Moda. Nu mă pot califica ca și fotograf deja de pe acum, atât timp cât nu am terminat un curs sau facultate și nu am o diplomă în acest sens. Deci, dar ești un profesionist de avenire. Cum de a venit această pasiune pentru fotografie și pentru fotografia de modă? Iubesc moda, îmi place foarte mult și fotografia, așa că era inevitabil să nu le combin. Într-un final, nu știu, cam de la 13 ani am început să-mi placă să fac poze. Când am primit prima mea cameră foto, de la părinți, era neapărat mic. Cam cât trebuia pentru un începător. De la cealaltă de vacanță. Da, da. Și acum ce aparat ai? Mă rog, nu spune firma ca să nu facem reclamă. Firma e destul de mare, este profesional. Nu se mai compară cu primul aparat foto pe care l-am avut. Adică pretențiile au mai crescut odată cu experiența. Bun, dar acum trebuie să ne spui puțin de vârsta ta, ce școală ai făcut, ce vrei să faci, vreau să știi mai multe despre tine. Am 19 ani, da. Tocmai am absolvit liceul, da. Și voi urma să mă duc la facultate în Anglia. Ce facultate? Momentan Media Production. Și cu bacalaureatul cum a fost? Mie mi s-a părut ușor, deci tot ce s-a spus la televizor pentru mine a fost puțin exagerat, nu știu. Depinde și de fiecare elev, probabil de educație, de profesor. De cât am învățat. Eu nu pot să spun că am învățat atât de mult încât să iau o notă extrem de mare, dar nota a fost peste așteptările mele și totuși nu m-am chinuit atât de mult. Asta înseamnă și o activitate, apropo de consecvența de care vorbeam Andrei Crocu de una zi, în toți cei patru ani de liceu. Da, da. Adică eu nu mă port așa de greu, adică înainte de clasa 12-a, că ziceam că vara nu se ies din casă, nu voi avea activități, îmi voi pierde viața socială, nu a fost deloc așa. Din păcate, fără să-și dea seama, Mădălina a pus un subiect foarte sensibil al acestor, nu neapărat campanii, dar acestui stil al artistului de a face presă. Sunt foarte mulți care, din dorința senzaționalului, se duc și discută cu diverse persoane care exagerează. Eu dacă am ascultat-o și o ascult acum pe Mădălina, îmi dau seama că ea a privit foarte firesc acest program școlar, că a participat la un examen, la un examen pe care l-a luat și merge mai departe la facultate. Nimic mai simplu decât atât. Și mai firesc. În presă nu s-a exagerat atât timp cât au fost atât de mulți care nu au promovat liceul. Probabil se și exagerează, nu știu. Din punctul meu de vedere a fost ușor. Eu propun, ca de pe băncile școlii și de la examenul de BAC, să trecem la pasiunea ta, moda. De când această pasiune și cum s-a manifestat? Sincer, a fost așa, încet, încet. Nu mi-am dat seama exact. Mai de astăzi îmi place moda. Nu a fost niciodată acel moment în care să-mi dau seama. Tot ce știu este că la un moment dat mi-am făcut un blog în care am început să scriu sfaturi pentru diverse fete care aveau nevoie și îmi cereau ajutorul. Și de atunci încep să am grijă de acest blog, cât mai mult. Bine, anul acesta am avut și o pauză în care am postat din ce în ce mai puțin pentru că a venit bacalaureatul. Dar probabil urmează să continui din activitatea pe care aveam înainte. Ai spus că desfășoară această muncă de consiliere față de persoanele care aveau nevoie, consilieri și persoanele cu vice din Iași. Dar nu dau nume. Da, dar eu dau nume pentru că eu, de exemplu, eu și cu Mădălina vrem la proxima ocazie să vii să ne faci și nouă niște poze. Noi ne îmbrăcăm ca pe podium să vedem dacă este ceva. Cine știe, nu? Adică niciodată nu ne înțelegem apropo de lucrul acesta. Îl întreb, Andrei, cu ce te îmbraci mâine? În albastru vin îmbrăcat și bineînțeles că vine în verde. Și așa nu înțelege niciodată că eu cânt în baie când mă sună și când eu cânt în albastru, infinit, ea înțelege că eu mă îmbrac în albastru. Nu, eu cânt când mă sună ea și am spus, Mădălina, nu mă mai suna când cânt un albastru infinit, ca să te îmbraci în... Sună-mă când cânt un verde.
de bun, ce vreau să te mai întreb? Totuși este o activitate grea, pentru că lumea aceasta este foarte, foarte dură, lumea modei, sigur că trebuie să pătrunzi în toate aceste elite, să spunem, a creatorilor. Te-ai gândit, ți-ai făcut câțiva pași așa să vezi ce vei face pentru cele din școala? Sinceră să fiu, am foarte multe opțiuni și încă mi este foarte greu să aleg ce vreau, pentru că îmi plac foarte multe lucruri. Să văd exact ce îmi place, ce domenii îmi plac și abia după aia să mă hotărăsc. Prefer să nu mă arunc de pe acum, să spun că vreau să fac ceva ce nu voi face într-un final. Aștept să vină momentul potrivit pentru a mă hotărâ. Din nenumărate oportunități și alternative, ai să alegi cu siguranță pe cea mai potrivită. Eu aș propune să urmărim și niște imagini pregătite de tine și totodată și de Adriana. Iată câteva dintre fotografiile pe care le-a realizat Modelina Costin. Cum se face o fotografie de modă bună? Acestea sunt autoportrete, deci nu sunt cu altcineva. Acolo e un tatuaj? Da. Am o fotografie de modă bună, în primul rând trebuie să prins modelul cum trebuie, din partea potrivită, din punctul potrivit, lumina potrivită. Iar fiind peste fotografie de modă, evident, ținuta contează foarte mult, precum și poziția corpului, gestica, mimica, absolut tot. Trebuie în detaliu făcut și după care urmează partea de modificat. Care există. Deci nu pot spune că nu există, pentru că aș minți întotdeauna. Da, okay. Sunt două meserii diferite. Este, mă rog, machiajul și apoi fotografia. Să le faci și una și alta sau te rezumi doar la consulta pe altcineva care se ocupă de machiaj? Le faci pe amândouă. De obicei îmi place să mă descurc singură. Deci, practic, atât în ceea ce privește machiajul, cât și în ceea ce privește vestimentația și mai apoi, bineînțeles, activitatea aceasta de prelucrare a fotografiilor, toate sunt marca Modelina Costin. Da. Da. Ce să mai zic? Eu cred că, mă rog, dacă ai ales să mergi acolo unde ai spus că vei învăța, sper să capeți foarte multe cunoștințe și cu ele să înveți pe foarte mult să se îmbrace corect, să arate bine, să se comporte corect, mai ales pentru că există. Da, comportamentul contează foarte sigur mult. Ținuta nu este atât de importantă pe cât este și comportamentul. Din păcate există foarte, foarte mult amatorism și fiecare om care, mă rog, desenează acolo o ținută vestimentară sau o face de machiaj, se închipe foarte repede că este, că ajunge artist, că este un artist. E multă muncă până să ajungi. Probabil am fost și eu în faza respectivă. Adică, de jos se ajunge sus. Nici acum nu consider că am ajuns undeva sus. Tocmai de asta se și află Modelina Costin aici, pentru că noi tot ne-am hotărât să promovăm tinerele talente în luna august la matinalul de la TVR Iași. Iată, prezența Modelinei Costin este un exemplu, da, pentru noi, pentru toți ceilalți și poate chiar pentru tinerii de vârsta ta, poate chiar pentru doamnele sau domnișoarele, de ce nu, care vor să îți calce pe urme. Da, noi îți mulțumim. Mulțumesc și succes. Succes în Anglia. Mulțumesc. Să ne trimiți fotografii de acolo, da? Da, cu siguranță. Toate bune din partea noastră, iar Andrei îți propun să mergem mai departe în programul nostru cu echipa mobilă.